Directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate a fost demis și reinstalat în funcție în aceeași zi. Printr-un ordin al fostului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, indicatorii de management ai șefilor din teritoriu au fost modificați. Oficial, legea era aceea care nu le mai permitea să rămână în funcție. De fapt, se pregătea debarcarea politică a celor indezirabili. Viorica Drăgănuță, președinte director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău, din luna aprilie acestui an a fost revocată din funcție în dimineața zilei de miercuri. Până la sfârșitul programului a primit însă de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate numirea ca șef interimar al instituției. În 30 noiembrie a fost semnat de către fostul președinte al Casei Naționale ordinul 982, prin care a fost modificată metodologia privind organizarea concursului pentru președinți director general și respectiv au fost modificați indicatorii de performanță din contractul de management. Urmarea acestor modificări s-a reorganizat structura sau urmează să se supună modificări organigrama caselor de asigurări de sănătate. O altă consecință a fost revocarea președinților director general din toate județele, din câte știu eu cel puțin. Astfel am primit și eu ieri dimineață ordinul de revocare din funcția de președinte director general, iar ieri la sfârșitul programului am primit ordinul de numire ca președinte director general interimat pentru această perioadă. Voi asigura interimatul până la susținerea examenului din luna ianuarie pentru această funcție. De demisie nici gând n-am avut să-mi dau demisia nicio secundă, fiindcă nu au fost probleme deosebite. Adică, în ceea ce privește indicatorii de management, din planul de management pe care i-am semnat în luna aprilie anului 2009, au fost îndepliniți și n-am interes să-mi dau această demisie. Rețeta revocării din funcție prin schimbarea indicatorilor de management nu este nouă în casele de asigurări de sănătate. Se practică din 2004. În vara acelui an, toți șefii Casei de Sănătate Bacău au fost schimbați sub acest pretext. Unul dintre ei a dat în judecată instituția, așa recăpătat postul și salariul, iar la scurt timp a demisionat. La conducerea Casei Naționale a fost numit un președinte director general care i-a numit ca interimari pe directorii care trebuie păstrați. Este și cazul Casei Bacău.